Parlamentarii și-au mărit pensiile și astfel, dacă ești la un mandat de deputat, primul sau ultimul, beneficiezi din start de 1.500 de lei pensie. Iar dacă ai mai mult de 3 mandate, pensia sare bine de 4.000 de lei. Astfel, deputații propun, deputații votează, deputații primesc. Astfel, dacă era vorba de un om normal, am fi putut vorbi chiar de un conflict de interese. Dar de când e vorba de aleșii neamului, toată lumea li se spune că li se cuvine. Ce părere au în schimb oamenii? Am încercat să aflăm la starea de spirit. Ce părere aveți despre noile pensii speciale pe care le-au votat parlamentarii? Doamnă, m-ați nimerit chiar și un lider, și un luptător. Un luptător excesiv pentru demență ăștia bestial care ți-au bătut joc de noi. În special regimul ăsta băsit. Băsit, nenorocit și mafiot, clanuri nenorocite. Pensii demențiale de oameni nebuni. Nu sunt întregi la cap, stimată doamnă. Pare rău că vorbesc în acest fel, dar suntem arhiplini. M-ați nimerit și un pensionar și un revoluționar la Timișoara, ca să știți. Sunt un adept pentru de 25 de ani. Poporul ăsta este bolnav. Suntem bolnavi toți. Mă refer la toți pensionarii militari și civili. Sunt adeptul lor. Noi l-am votat pe Să sperăm că Ponta, așa cum este el tânăr, nu e comunist și poate că îndreaptă încet, încet, dar nu se mai poate așa ceva. Clanurile astea trebuie neapărat distrusă, terminate, că e păcat pentru voi, pentru tineri. Păcat pentru voi, pentru tineri și pentru tineret. Și în special am văzut că se bagă în tot felul de probleme. Îi bagă pe ușă și scoate pe celălaltă. Demenți care nici n-am auzit în viața mea la cei 68 de ani pe care i-am și am fost și în afară, bă, chiar vă mulțumesc, am fost în afară. Eu, om bătrân, bolnav și operat să mă duc să muncesc în străinătate, ăsta e popor român, rușine pentru noi, dar suntem toți parcă suntem bolnavi psihici, nu suntem uniți, nu suntem uniți și cu asta ce se mai zic, acest bolnav psihic, pirat, chiorul ăsta, nenorocitul ăsta care ne-a băgat în pământ pe tot poporul român. Păcat să se îndrepte odată pentru binele lui Dumnezeu și pentru tineretul ăsta. Și în special de pensie, nici nu mă... Eu sunt nemulțumit veșnic pentru pensia mea. Am jumătate de militar, jumătate de civil. E posibil să trăiesc eu cu 1.100 de lei? Când eu am cotizat extrem de mult, chiar sunt, am primit de la guvern acum, am început să scriu, am peste 300 de poezii. Pot să spun că deci nu pot să lupt pentru un lider, dar măcar să lupt prin aceste înscrisuri și poezii. Am făcut lucruri enorme. Nu am o editură în care să le fac. I-am cerut inclusiv lui Iohannis. Mă cheamă la București să vedem când. Primul ministru, am primit de la cancelarea guvernului acum niște reguli. Sper să le îndreptăm. Și nici măcar nu sunt revoluționar, s-au făcut revoluționari peste 5.000 de falsuri. Și eu am luptat al 11-lea om cu profesorul universitar, rector al Universității de la Timișoara, domnul Ion Florin Purtună, primul președinte. Noi, Timișoara, i-am pus pe ei, nu Bucureștiul. Bucureștiul după 22, ori eu am fost după 16. Deja sunt cotat ca un luptător și sper să devin revoluționar. Nu se mai poate așa ceva. M-ați nimerit, vă spun din suflet, m-ați nimerit fără să vreți și chiar mă bucur că dați pe postul nostru. Ce părere aveți despre noile pensii speciale pe care le-au votat parlamentarii? Doamnă, toți și-au mărit pensiile. S-ar putea să aibă și ei dreptate. Ați văzut la televizor, am nu? Am văzut. Știu situația. Dar nu credeți că e un conflict de interese? Dacă magistrații toți au... Trebuie să-i lăsăm și pe ei să fie corecți în ceea ce fac pe mai departe. Da, dar vi se pare un pic corect ca după un prim mandat să aibă 1.500 de lei pensie? Dacă așa au hotărât, nu putem noi să le tăiem. Eu cred că toată lumea trebuie să aibă mai bine, să trăiască mai bine, să aibă salarii mai bune, să aibă... Probabil... Nu știu ce salarii au ei, dacă și-au făcut pensia asta. Ce părere aveți despre noile pensii speciale pe care le-au votat parlamentarii? Ce părere? Am părere proastă. De ce? Pentru că la noi nu se gândesc, numai la ei. Altceva ce să zic. Dar nu credeți că e un conflict de interese?
Păi da, asta, ar fel nu s-ar apuca să facă treburile astea. Numai și numai pe interese sunt. Să-și facă pentru ei și noi, lasă-i dracu, ăia să moară. Asta este, altceva n-am ce să le zic. Sunteți nemulțumiți, nu e asta? Să ne fie și rușine o tăricică așa. Puțin mai puțin. Decât un pic așa să un pic. Un pic mai rușine. Ce să le zic altceva? Părerea dumneavoastră. Asta e părerea mea, părere proastă despre ei. Despre toți, nu numai despre unul. Păi începem cu guvernarea trecută și începem și cu asta, că văd că și asta a început să scârțe. De ce? Păi, de ce? De toate. Ce părere aveți despre noile pensii speciale pe care le-au votat parlamentarii? Nu e un lucru rău, nu e un lucru rău deocamdată. Să vedem dacă ce aprobă până la urmă. Știți despre ce da, e vorba? Da, știu. Să vedem, totuși până de la aprobare și până la realitate mai durează ceva. Dar nu credeți că e un conflict de interese? De. Ar fi ceva, că s-ar putea. S-ar putea să fie și un conflict de interese. Să vedem totuși, să vedem. Rămâne de văzut.